Bună seara, doamnelor și domnilor, se fac 48 de ore de la încheierea votului și încă nu avem toate rezultatele. E scandal monstru la sectoarele 1 și 2, acolo unde diferența între contracandidați este de doar câteva sute de voturi, 5-600 de voturi, atât de mică încât candidații Dreptei Unite nu vor să renunțe. Sunt acuzații de fraudă, plouă cu plângeri penale, o să vedeți imediat împotriva cui. Acuzațiile sunt că voturile obținute de candidații USR au fost trecute în procesele verbale în dreptul unor candidați obscuri și că aceste așa zise greșeli fie au fost orchestrate intenționat, fie au fost pur și simplu ignorate cu bună știință de diversi membri ai comisiei. Aparent, totul se joacă încă la aceste sectoare. O să vedem care ar putea fi deznodământul. Vorbim despre asta în câteva clipe. Astăzi au început discuțiile între Ciucă și Ciolacu despre cum să fructifice rezultatul bun pentru coaliție, de la alianțe în teritoriu până la parlamentarele de la iarnă. Adevărata miză a negocierii este însă cum să facă la prezidențiale. PSD îl împinge pe Marcel Ciolacu să candideze, Nicolae Ciucă spune că neapărat PNL va avea propriul candidat. Cine să cedeze și de ce ar face-o? Care sunt scenariile? De unde ar putea apărea contracandidați puternici? Dezbatem în actualitatea. Vi prezint pe invitații mei Robert Cazanciuc, senator PSD. Bună seara. Bună seara. Sociologul Vladimir Ionaș. Bună seara. Bună seara. Ștefan Pălărie, senator USR. Bună seara. Bună seara. Daniel Constantin, deputat PNL. Bună seara. Și în legătură video cu noi, jurnalista Ioana Enedogioiu, spotmedia.ro. Bună seara, Ioana. Mulțumesc foarte mult tuturor. Din nou scandal. Din nou, al treilea ciclu electoral în care este scandal la sectorul 1 pe primirea buletinelor, procesarea lor, plus scandalul cu acuzațiile de fraudă. Am venit aici ca să trag un semnal de alarmă și ca să depun o plângere împotriva președintelui AEP, Tony Grebler, pentru abuz în serviciu, pentru modul defectuos în care au fost organizate alegerile și pentru instigare un fals în acte oficiale. Tony Grebler a patronat un adevărat haos electoral. Pe fondul oboselii, membrii comisiilor de din secțiile de votare au fost obligați să întocmească niște procese verbale cu niște falsuri grosolane. Se face o presiune asupra președinților de secții de votare ca să închidă totul, chiar dacă procesele verbale nu sunt corecte, sunt o mulțime de nereguli și pur și simplu nu corespund nici cu ce s-a numărat. Eu nu am nicio problemă să recunosc un rezultat, absolut nicio problemă, dar vreau ca aceste alegeri să fie corecte. Dacă alegerile sunt fraudate, de ce ne ducem la vot? Pe parcursul zilei de duminică, chiar și pe parcursul zilei de luni, nu a fost niciun fel de întâmpinare, de solicitare suplimentară pentru vreo suspiciune, oricât de mică a fost. Toți candidații noștri au participat, au asistat la acest proces de votare pentru a respecta fiecare cetățean care a votat. Și mai mult decât atâta, nu a fost niciun candidat care să pună mâna pe buletinele de vot. Și noi am făcut publică ieri o poză în care un alt candidat făcea lucrul ăsta. Așa că mai bine întrebați pe el. Da, scandal fără sfârșit acolo a fost în 2016, a fost în 2020 și este din nou în 2024, domnule senator Pălărie. Oboseala unora, intenția altora, asta e de fapt ce s-a întâmplat acolo. Pe fondul oboselii, unii îi manevrau pe alții să treacă aiurea procente voturi în dreptul altor candidați sau cum? E complicat de spus, dar o să ating și subiectul ăsta, însă trebuie să înțelegem miza discuției. În momentul în care tu ai niște alegeri cu o diferență, cu un ecart de câteva sute de voturi,
într-o matematică electorală în care dacă eu iau un vot de la tine, poziția numărul 1, și îl mut la mine, legitim și corect, printr-o corecție a unei erori umane, înseamnă o diferență de 2 puncte din start. Am micșorat cu 1, am crescut cu 1. Atunci vorbești în esență, și am făcut și eu calculul ăsta, de 1-2 voturi per secție de votare dintr-un sector al Bucureștiului. Deci pentru discutăm despre această precizie sau această corectitudine. În momentul în care doamna Clotilde Armand a făcut o solicitare de renumărare la una dintre secții de votare și acolo, din pur și simplu trecerea greșită. Din nou, hai să spunem că n-a fost rea intenție, ci eroare umană. De la 197 de voturi au fost trecute din greșeală 6. Vorbim de un ecar de 190 de voturi. Vreo tunji putem spune 200. Deci, încă o dată, când marja de eroare e atât de mică, scorurile au fost atât de strânse și apoi vorbești despre renumărarea unei singure secții și de aici poți să corectezi o gaură de 200, e o discuție care trebuie să fie purtată. Doi. Timp că s-a întâmplat la o singură secție? Nu, mai multe solicitarea secții? Pentru renumărare e s-a pentru... făcut pentru mai multe secții de votare în care au fost discrepanțe între procesele verbale ale reprezentanților Alianța Dreptă Unită din secția de votare și ce a ajuns să fie înregistrat în sistemul electoral, pentru că datorită transparenței astăzi poți să le găsești. Doi, au fost și situații în care delegații noștri au refuzat să semneze procesele verbale pentru că acea cheie de verificare nu se încheia. Și atunci nu putem să spunem că am ajuns la un acord unanim în cadrul secției de votare, deci nu avem un rezultat. Pentru astfel de situații, legea e limpede. Se adaugă o sesizare sau o reclamație pe care o face un delegat, tot pachetul se duce mai departe la biroul electoral de sector și acolo aici avem un paradox. Acel birou electoral de sector e un organism politic, are reprezentanță, are un judecător președinte, dar are și reprezentanța ai partidelor. Dacă ei hotărăsc că în ciuda legitimității dovezilor, că ar fi fost acolo o eroare, și asta e un exemplu în sectorul 2, domnul Radu Mihaiu a avut o secție de votare în care reprezentanții secției au spus am greșit. Era ora târzie, eram obosiți, am spus o altă cifră. Noi, în scris, recunoaștem acest lucru. Vă rog, renumărați ca să se corecteze această eroare umană. Iar acolo o decizie politică spune, nu renumărăm. Repet, în situația în care... Nu renumărăm că ce? Că e aceeași valabilă, speță valabilă și la sectorul 2. I-au invocat ceva de genul, nu există prevederi legale care să poată să permită această renumărare. Ceva de genul acesta. Dar, încă o dată, dacă nu democrația e ceea ce ține în vigoare tot acest sistem electoral, avem o problemă. Pentru că atunci înseamnă că, indiferent ce au votat bucureștenii sau cetățenii, o decizie politică de numărăm sau nu mai numărăm poate schimba soarta votului. Dar sunt curios, domnule Cazanciu, cum stabilești cât de mare e miza dacă merită să faci asta? Adică, ca birou electoral, vii și spui, ai domnule, i-ați mutat din greșeală 377 de voturi nu știu cărui candidat de la AUR, în loc să le puneți la Bradu Mihaiu, nu contează. Că oricum, distanța e de zeci de mii de voturi între primii doi clasați. Ori aici nu e. Exact. Și atunci, cum iei decizia asta? Când decizi că nu-ți pasă și nu revii? Când... Știți cum e? În democrație, un exemplu pe care l-a dat președintele USR a fost să recunoască înfrângerea. Și a zis, domnule, am greșit, mi-am dat demisia. Și la sectorul 1 poate să recunoască foarte bine înfrângerea, ca să nu ne mai ducem aminte de imaginile pe care aveți în spate cu sacii de acum 4 ani de zile. PSD a câștigat la Bistrița cu 8 voturi, primăria municipiului. PSD a pierdut la Costinești cu 1 vot. Asta este sunt democrația. Comunități mai mici, se numără mai simplu, Bistrița se renumără mai simplu. Adică discutăm de 8 voturi și înțeleg. De 1 vot. De-i mai ușor să numeri despre niște asta, mii de voturi decât niște sute de mii. Dați-mi voi că v-am ascultat. V-am ascultat, domnul Pălărie, nu v-am întrebat. Da, vă rog. Deci, în democrație, fair play-ul este una dintre regulile deschise, recunoști înfrângerea și doi la mână există o lege destul de clară. Fiecare pas este prevăzut de lege. La fiecare secția de votare, reprezentanții partidelor pot să semneze sau nu procesul verbal. În condițiile în care de la USR au semnat procesul verbal că datele sunt corecte, au numărat corect, s-a închis, nu a contestat nimeni. Poți să nu semnezi, să spui că ai contestat, se merge într-o procedură la birou electoral. Oamenii și-au dat seama că au făcut o greșeală și nu doar cei de la USR înțeleg că au fost și de la alte... Dar nu era vorba de oboseală, că nu au fost chemați după 3 zile acolo. La finalul zilei,
au numărat câte voturi are doamna Clotil, câte voturi are domnul Tuță și s-a încheiat. Domnul Cazanciuc, reprezentat cu un partid. Sunteți indignat pe lege, domnul Pălărie? Nu, sunt indignat. Asta pe este, cum dumneavoastră asta este, că nu erau asta este procedura. Cum puteți spune că asta nu este obosit nu, oamenii deci de acolo? Nu introduceți lucruri false. Nu vorbim de momentul la care se predau sacii de la sesiile de votare. Vorbim la momentul întocmirii procesului verbal. Când fiecare membru este responsabil cu ce scrie acolo. Domnul Cazanciuc. Dacă cel de la Osăria a scris, domnule, nu am nimic de contestat, înseamnă că acel proces verbal este corect. Doi la mână. E o procedură de contestare care... Domnul Cazanciuc, merge la ați comasat niște alegeri. Merge la... Am ajuns la orice număr de votant în mulțit cu 5. Vorbim de o procedură foarte clară, prevăzută de lege. Cum puteți spune că nu erau obosiți? Cu momentul la care au trăit procesul verbal. Eu n-am o problemă cu legea. Domnul Pălărie a recunoscut că este... încercat să inducă în eroare, spun că este politic, dar n-a avut, până la urmă, să spunem, a fost onest și a spus că este un judecător care conduce biroul respectiv, deci nu poți să minți un judecător. Și doi la mână, nu-ți convine decizia biroului electoral, te duci la o instanță de judecat. Eu am o întrebare, iertați-mă, dincolo de discuția noastră politică. Am o problemă cu ce spuneți, cum să spuneți că nu erau obosiți? Nu induceți în eroare opinia publică pe cele două momente, momentul întocmirii procesului verbal și momentul... La ce oră se face procesul verbal, domnul Cazanciuc? Se face la... La ce oră s-au făcut în București? La o oră, două s-au închis. Nu e adevărat. În foarte multe secții. În foarte multe. Dacă cei de la USR aveau ceva de contestat, și sunt primul care spun, niciun vot nu trebuie furat. Bă, stați un pic. Fiecare vot trebuie apurat. Unde, Dumnezeu, hai, dați-mi voie o secundă să întrebăm ceva, până să ajungem la ceilalți invitați. Explicați-mi și mie, dacă, să zicem, cinci oameni dintr-o secție întocmesc un proces verbal, unul dintre ei zice, păi stați puțin că s-a comis o greșeală și ceilalți că patru... Că numărat am adunat greșit. Ceilalți, da, de la oboseală ați mutat 377 la candidata Z, pe care nu știe nimeni. Și ceilalți patru zic, da, domnule, așa e, scuze, hai să refacem. Deci toată lumea admite că s-a produs această greșeală. Dumneavoastră ziceți, nu, domnule, ați semnat, la revedere, asta nu, e, n-ați fost atenți, v-am prins... Pa, eu spun că cum? Tu dacă ai ceva de... Asta vreau să mă lămuresc. Noi trimitem în secție oameni responsabili teoretic, nu niște aventurieri care se joacă cu cifrele și cu votul. Ai trimis oameni responsabili acolo, sunt foarte atenți la fiecare vot pe care îl pun în tabelul respectiv. Poate să fie o greșeală. Spui, domnule, la birou electoral am greșit, vă rog să reverificați calculele. Uite, dacă adunăm din nou, sunt 10 voturi care nu ies. Nu, calculele înțeleg că au fost făcute bine. Dacă nu ești mulțumit de ce spune biroul electoral, conduce un judecător, mergi la o instanță de judecată. Păi înțeleg că asta deci se va există, și există căi de atac și de contestare. Da, domnule Constantin. Da, bun, acum nu știu cum se face că de fiecare dată se întâmplă doar la doamna Clotilde Arman la sectorul 1. Dânsa este victimă de fiecare dată, acum 4 ani n-a fost victimă, acum este victimă dintr-o dată. Da, uite, acum s-a întâmplat și la 2, aceeași situație, cu mai puțin scandal. Cate, acum 4 ani de zile a câștigat într-o manieră asemănătoare. Acum probabil că nu a mai funcționat, nu știu, poate un sistem sau abar n-am. Ce sistem, domnule? Ce fel de sistem credeți că a funcționat? Păi vorbiți, că suntem la televizor. Sistemul politic al dumneavoastră, sistemul politic al dumneavoastră pe care l-a spus la cale, dar nu despre asta este vorba. Tocmai domnul Cazanciuc, că sunt reguli foarte clare. Fără niciun fel. Păi tocmai acuzați. Dar n-am acuzat. Păi tocmai faceți niște un sistem. Probabil că sistemul doamnei Clotilde Arman nu a mai funcționat. Și aici înțelegeți dumneavoastră absolut ce vreți. Și eu vă întreb, care sistem? Păi aruncați așa niște inflamații. La ce faceți referire? La ce zice Roger Bogdan, că a presat ambasada pentru un vot în favoarea... Nu, eu n-am astfel de informații. Asta a spus. Se fac presiuni de la ambasada Franței. Pentru că am stat și noi să renumărăm. Acum, eu mă uit la ce spuneți aici, cum se întâmplă, n-ați fost la alegeri în Telorman, să vedeți cum se întâmplă acolo. Am fost în Giurgiu, stați liniștit, am văzut acolo exotisme celebre. Am înțeles. Deci unde ce vreau să vă spun însă... Eu am fost în Giurgiu. Singuren. 100 de kilometru. Am fost. Clejan, vă spune ceva? Eu știam că dumneavoastră vă ocupați de educație, așa, nu? Așa vă ocupați. Dar în momentul... Educația ar trebui să vă fi învățat, în primul rând, să respectați și să ascultați. Când v-am ascultat și eu 10 minute, cred că ați combătut aici foarte frumos. Fiecare cu argumente. Bun, sau dar e o discuție nu? În contradictoriu. Orice informație se aduce e necesară. Cu sistem politic. Se pare că era legitim să vă lămuriți ce spre să spun. Vă ascult pe dumneavoastră și după aceea pot să vă spun. Deci fiecare partid politic are un mecanism prin care își propune să numere, își propune să conteste și așa mai departe.
Există însă anumite lucruri care, într-adevăr, și din punctul meu de vedere, nu se întâmplă cum trebuie. Și cred că ar trebui ca pe viitor lucrurile să fie clarificate. Și anume, în secția de votare, pentru că ați ridicat noastră această întrebare, există reprezentanții fiecărui partid politic. Se practică, din păcate, această chestiune, care eu nu cred că ar trebui să o permitem pe viitor, ca un partid să pună pe listele altui partid reprezentați. Astfel că se ajunge ca un partid politic să aibă 5 reprezentanți din 7 în secția de votare. De aceea, probabil și domnul Kazanciuk și domnul Pălăria au spus că este și un mecanism politic acolo. Dar acest mecanism politic funcționează la nivelul secției. În momentul în care s-au închis urnele și se numără secțiile respective, dacă unul din reprezentanți, chiar dacă USR-ul sau alt partid are un singur reprezentant, nu a contestat și a semnat procesul verbal, puține lucruri mai sunt credibile după momentul respectiv. Aveți dreptate. Sigur că fiecare partid are dreptul să ceară renumărare. De exemplu, acum în Telorman se numără voturile chiar și acum, astăzi, în încă 3 localități. Asta este un mecanism democratic atunci când există, cum să zic, și o bază pentru... Dar acolo se renumără, domnule deputat. Dar aici biroul zice nu vreau să renumăr. Și la sectorul 2, repet, aceeași poveste. Au calea de atac. Dacă, da. Și eu, credeți-mă că am văzut niște aberații în biroul electoral județean despre care n-am crezut că pot exista. Și nu vreau să arăt către unul sau către altul. Am văzut anumite aberații, dar ne-am dus în instanță. În instanță lucrurile astea nu pot trece. Deci dacă dumneavoastră vă simțiți nedreptățit de decizia respectivă, puteți să vă duceți în instanță. Dacă nu aveți o bază, un judecător sau un procuror care conduce biroul de sector, eu cred că nu poate să vorbească în necunoștință de cauză sau să fie răuvoitor. Încă o dată, când discutăm despre decizii complicate, exact această întrebare rămâne pe masă. De la ce nivel încolo spui nu-mi pasă, nu mai renumăr, că noi în majoritatea aceea, chiar dacă avem un președinte de comisie judecător, președinte de birou electoral judecător, asta nu înseamnă că până la urmă nu se ia prin vot. Da? Președintele acela judecător are ultimul cuvânt în caz de paritate absolută. Dar până la acea paritate absolută vorbim despre o majoritate politică, încă o dată. Da? Dacă majoritatea politică spune nu, nu mai renumărăm. Cer scuze. Deși ați dat exemplu. Și la Costinești s-a renumărat de 6 ori, dacă nu greșești, și în Telorman se renumără. Nu înțelegem care ar fi problema sau temerea sau frica să renumere încă o dată. Ioana, cum crezi că se poate tranșa situația asta? Miza pare extrem de mare. Situația asta se va tranșa până la urmă printr-o decizie a judecătorului despre care s-a făcut vorbire mai devreme, sau a instanței, dar situațiile de genul acesta se vor tranșa cu mult mai multă seriozitate. Pentru că, da, reprezentanții tuturor partidelor semnează procesul verbal. Fiecare pleacă acasă cu procesul verbal în original. Că așa se face numărătoarea paralelă, domnii care sunt în studiu știu. Pe baza proceselor verbale cu care fiecare om din secție pleacă la el acasă și transmite mai departe pe fir, la mine au votat PNL 15, USR 16 și așa mai departe. Deci dacă oamenii aceia sunt atât de slab pregătiți încât mititeii de ei sunt obosiți după ce au numărat voturile și atât de prost antrenați, iertați-mă, înseamnă că trimitem în secții niște oameni care nu au ce căuta acolo. Acolo sunt niște oameni trimiși să apere voturile partidului, că de-aia îi trimiți de fapt și de-aia e problema independenților și a celor care nu au n-au reprezentanți în secții. Deci lucrurile astea sunt luate foarte neserios de toată lumea. Acum am văzut pe Facebook că doamna Clotilde Armand și-a recuperat cele 160 și ceva de voturi care au fost mutate, înțeleg, dintr-o eroare cu semnătura inclusiv a reprezentantului Dreptei Unite, mă rog, a USR-ului, înțeleg, nu mai știu cine a reprezentat acolo, Alianța sau partidul. Deci lucrurile sunt oarecum, această eroare a fost clarificată. Să renumeri în tot sectorul, da, e o demență. Din punctul meu de vedere, e o nebunie. Uitați-vă ce e acum cu sacii. Deci trimis sacii înapoi, de-abia au dus sacii. Și cum faci? Că nu renumeri la... Iei sacii înapoi, îi chem pe toți înapoi, renumeri buletinele și pleci iară cu sacii înapoi să mai stea încă 3 zile la coadă. Nu, asta nu se poate. Dacă ai niște dovezi certe că undeva s-a întâmplat ceva, cum au fost cazurile astea, în locurile respective, punctual, corectezi. Acolo unde toți au semnat, toți sunt de acord și asta e, mergi mai departe. Pentru că altfel o să renumărăm până la alegerile viitoare. Tot da. O să renumărăm. Chestia e că ecartul e foarte mic, Vladimir Ionaș. Dacă ai 5-600 de voturi, nu, între primii doi clasați,
în momentul în care descoperi că s-au pus 370 și ceva din greșeală la altcineva, probabil că te gândești, păi stai puțin, dacă aici s-au pus 300 și ceva ale mele la aur, păi dacă într-o secție s-au mai pus încă 100 și ceva, păi fac alea 500 care ne despart și de fapt eu sunt câștigătorul și chiar mai mult. Cum... Percepția sau opinia noastră despre un lucru e una, legislația este altceva. Eu de câteva ori în viață am fost în secții de vot, de alte câteva ori am coordonat numărarea de voturi pe niște unități administrative teritoriale. Să știți că în momentul în care procesul verbal este semnat de către toți reprezentanții partidelor, pentru a ajunge la renumărare, nu poți tu să zici oricare, toți aia care au semnat, zic că am greșit și de la capăt. Nu poți, că legea nu-ți permite, încalci legea. Trebuie să te duci la BEC. BEC-ul îți dă un răspuns care e condus de un judecător. Nu-ți convine răspunsul, te duci la un instanță. Dacă doamna Clotilde Armand acum 4 ani ar fi fost transparentă, dacă instituțiile statului în 4 ani ar fi clarificat ce s-a întâmplat acolo și n-ar fi lăsat să plutească tot felul de așa, poate am fi avut o discuție mult mai serioasă astăzi. Eu nu pot să iau în serios ceea ce vrea doamna Clotilde Armand, pentru că imaginile alea din spatele dumneavoastră au ridicat atât de multe semne de întrebare pe care dumneavoastră și toți colegii noastre le-ați luat în derâdere. Eu dacă întrebam, eu care am văzut de multe ori numărători de voturi, eu n-am văzut asemenea imagini. Eu nu mi-aș fi permis în viața mea să intru în sala singur sau cu candidatul pe care îl reprezentam, unde erau toate buletinele, pentru că eu mă așteptam să fiu arestat. Doamna Armand și-a permis. Și n-a clarificat nimeni această situație. Și noastră astăzi vreți să uiți ce a fost acum 4 ani și să mă întreb, aoleu, cele 300 de voturi. Doamne, vă spun sincer, dacă instituțiile acestui stat pe care dumneavoastră l-ați condus un an și ceva, au considerat că nu e necesar să clarifice ce s-a întâmplat, mie nu mă interesează, domnule Mușat, vă spun sincer. Au numărat treaba lor. Da, lăsați-o pe Clotilde Armand la o parte și uitați-vă la oriunde, la Costineștiul de care spunea domnul senator. Să-și asume partidele că ele își aleg oamenii aia cărora le dau bani și îi trimit. Eu asta cu oboseala, eu nu mai pot. Dar toți sunt oameni care muncesc 12 cu 24. Poate calcă oameni pe stradă, zici, domnule, era obosit. Nu, domnule, ți-asum. Nu totuși... poți să zici că am numărat greșit și am scris pe procesul verbal greșit că eram obosit. Acum ne alintăm, pe bune. Ne alintăm. Cum să ziceți, la ora 10 s-a închis secția, la ora 2 noaptea, 3 noaptea au terminat numărătoarea și au greșit pe buletin că erau obosiți. Dar ceilalți din toată țara nu erau obosiți. A doua zi nu mai erau obosiți și au adus aminte fără să doară. Dar nu, dar ăia de la Bacău nu erau obosiți, care au numărat pentru domnul Viziteu sau ăia de la Timișoara? Și cum de n-au greșit? Deci... Noi putem să generalizăm, asta e o posibilă... Dar ce am generalizat? Păi nu, că toți din țară erau obosiți. Sigur că erau obosiți păi peste tot. De ce dar fenomenul ăsta, da, care? A fost fenomenul ăsta al oboselii, al extenuării, da. În opinia oricărui om, nu cred că trebuie să consultăm un psiholog sau un fiziolog, o să explice okay. Că acolo unde au fost secțiile de votare cu cea mai mare prezență, înmulțit cu 5, ai avut cel mai multe număr de voturi de controlat și au de verificat. Eu am asigurat, de exemplu, alimente și apă membrilor noștri în secțiile de votare. Au fost secții de votare organizate în niște cămăruțe în care nu se puteau ridica în picioare toți oamenii în același timp. Abia încăpeau urnele, persoana care vota trecea pe acolo. Unele erau cu aer condiționat, altele erau fără aer condiționat. Deci sunt toate categoriile și combinațiile posibile. Să ai o secție de votare în care au fost 1200 de votanți, 6000 de buletine de vot. Domnul Pălăria, eu ce spun? La camera de gardă de la Grigore Alexandruscu, noaptea. Ce legătură are domnul Ionaș una cu alta? Ce legătură? Da. Știți că oamenii nu poate să ridice în picioare și copiii stau pe jos? Oare doctoria poate să zică, domnule, a murit copilul, eram obosit? Dumneavoastră vă auziți ce ziceți? Că erau obosiți, că nu au avut loc să numere 5 buletine de vot? Domnule, haideți pe bune că eu mor. Cum toți membrii din comisie au fost obosiți și au semnat procesul verbal greșit? Nu, dar noi acum discutăm și amestecăm, poate cu bună știință sau poate pentru că tratăm superficial, două categorii de situații. Unele, într-adevăr, cele pe care eu vorbesc despre ce vorbiți dumneavoastră, de buletinul ăsta. Au fost două genuri de situații. Lăsați-mă să le descriu. Unele, cele în care a existat proces verbal semnat de către toată lumea. Dar apoi, uite, au fost o situație, iar aceiași ai secției de votare au spus, am greșit. Ne-a atras atenția cineva. Îi permite, ne-a atras atenția. Lăsați-mă permite să termin, vă rog. Două spețe. Dar nu, dar degeaba spețe și a doua spețe. Eu vă întreb un lucru. Dacă conform legii, dacă vorbim și așa, că o să aflăm la tribunal, dacă permite legea, că asta ne întrebăm cu toții. Au fost procese verbale nesemnate de toată lumea. Acolo e altă discuție, dar acolo e altă. Iar ele au fost luate de bune și băgate în sistem. Păi și vă duceți în instanță. Păi da, și asta o să facem, evident. Vedeți, e o discuție cât se poate simplă, dar trebuie să lăsați să se înțeleagă că acolo unde au semnat toți, ei au zis am greșit și acum toată lumea trebuie să ia buletine să le voteze.
nu e așa. Există, că ne place, că nu ne place, există și tipul ăsta de situație. Dar, da, dar nu, e, nu poți să zici tu că ai greșit și să iei numărătoarea. Tot judecătorul ăla care conduce becul trebuie să zică da. Situația asta a fost cea în care președintele secției de votare, care nu este al unui partid, știți foarte bine, da, să fie apolitic, președintele secției de votare a cerut renumărarea, explicând în scris că am greșit. Așa bun, este, am verificat după aceea. Și cine a refuzat? Greșit. Poftim? Și cine a refuzat? Biroul electoral de sector. Deci domnul judecător de la BEC. Majoritatea, că mă aștept că judecătorii sunt independenți. Din biroul electoral de sector. Nu, dar mă aștept că judecătorul la care conduce BEC-ul e independent. Apropo așa de ce e ilegal și ce nu e ilegal, chiar autoritatea electorală permanentă a emis azi o circulară despre care singură recunoaște că e o procedură neprevăzută de legislație, aha, în care spune că atunci când s-a oprit așa, fără autorizație, că a intrat domnul Greb la seara aici în emisiune și cerca să ne convingă că oamenii ăia n-au voie să oprească ei, să suspende numărarea, dar acum na, ce o să facem? N-o să-i reclamăm la poliție azi, poate mai târziu. Vedem ce se întâmplă. E, și acum, astăzi, AEP-ul și BEC-ul emit această circulară către toate birourile electorale și spun că această suspendare a activității de predare a materialelor constituie o procedură excepțională, neprevăzută de legislație. Dacă s-a procedat deja la suspendare, vă rugăm ca atunci când reluați operațiunile, activitatea să o desfășurați neîntrerupt până la încheierea procedurilor de centralizare. Cu alte cuvinte, domnul Greblă zice: domnule, ok, treacă meargă că v-ați oprit acum cu de la voi putere, dar dacă reluați, sau când reluați, să nu cumva să mai opriți. Adică să admite doar o oprire. Ce e asta? Știți cum e? Viața bate filmul. Nici asta nu e în lege. Indiferent, ăsta este și rolul BEC-ului și AEP-ului. Sunt situații de viață pe care pur și simplu nu le-ai putut cuprinde atunci când ai făcut o lege. Să ia, domnule, cu dubă, că oprit... Cum este această situație în care probabil oamenii care au stat am văzut la coadă foarte mult să predea sace cu buletine de vot în căldura asta, fără alimente, fără apă, pot să clacheze. Și atunci ziceți noi, le încuiem undeva, punem jandarmeria de pază, nu e procedură prevăzută de lege, dar în spiritul lucrurilor. Asta spune AEP-ul. Am înțeles că ai oprit toată procesul, dar totuși ești la final, nu poți să oprești la fiecare 4-5 ore, că de asta ești plătit pe urmă, de asta ai asumat, ca soldatul în slujba țării. Dar noi nu sunt, știți că să nu tragă ăsta cu rachete acum, că n-am făcut numărul de ore de somn. Nu sunt șofer care trebuie să mă opresc la fiecare 8 ore. Știam la ce mă înham. Sigur poți să fie epuizat la un moment dat și nimeni de acolo nu mai putea efectiv. Și atunci asta spune AEP-ul. Pe rolul lui prevăzut de lege. Bun, și la fel vă întreb, biroul ăla electoral nu putea să spună: da, domnule, dacă ați recunoscut toți cinci că ați greșit și sunteți de acord, păi tot pe bun simț, vin și eu și zic, ok, bine, renumărați domnul, atunci. Domnul Greblă e unul singur cu toți judecătorii de la BEC, nu are. La AEP s-a putut chiar acolo? Chiar dacă revenim din nou la resursa umană pe care o trimitem în secțiile de votare și în aceste birouri, care trebuie pregătiți 4 ani de zile pentru acest moment. Nu doar găsiți cu o săptămână, două înainte, să bâșbe, s-au făcut niște greșeli de neimaginat, de gâgă, cum s-ar spune, cu anumite înțeleg, documente. Cu o treime din buletine au fost... Cu treime sau... Din procesele verbale au fost întocmite aiurea. Deci, cu diverse forme. Și nu mă refer la mutat procente de la unul la altul, ci pur și simplu la cum s-au încheiat ele, procedural. Deci noi trebuie să avem o resursă umană bine pregătită pentru acest moment, la nivelul partidelor, la nivelul AEP-ului, pregătită în curs de 4 ani de zile. Sigur că eu sunt absolut convins că la anul, după ce trece acest, să spunem, ciclu electoral, o să ne așezăm fiecare partid la masă, spunem, domnule, uite, din experiența mea, asta ar trebui modificat în legea electorală. E o suprafață minimă dedicată pentru numărul de... am văzut la Constanța, nu știu unde, au decis la un moment dat să nu pună 5 cabine de vot, să pună doar 3, că n-avea spațiu. Așa ceva nu se poate pur și simplu. Adică tu ai 1000 de alegători și decizi cu... La Constanța, da, bucăriți acum. Decizi tu cine Dumnezeu e fi acolo, că n-ai spațiu și la revedere. Primarul trebuie să găsești spațiu. Și atunci, știi cum, la un moment dat, bunul simț, trebuie să spună, domnule, nu trebuie să ai în lege toate detaliile, pentru că devine constrângătoare pe legea. Și atunci găsești o soluție, mai închiriezi un spațiu, că nu te ceartă nimeni dacă de la buget ai luat un spațiu în plus. Și atunci o să punem în lege, probabil, că e nevoie la fiecare 1000 de locuitori să ai o suprafață minimă pentru secția de votare. Dacă toți ne mai știm, nu am eu o întrebare pentru Cazanciu, că e foarte elocvent în ceea ce ne povestește. Haideți să facem o comisie electorală, o comisie parlamentară, care să îmbunătățească legislația,
poate trecem și noi de capitolul ăsta, buletine de vot sub forma unui ziar prin care tușul trece prin două pagini dacă ai pus prea mult pe tuș pe ștampilă. Sau poate nu mai te ajunge la ultimul buletin, nu se mai vede nimic. Sunt convins că aveți o experiență cu asta, ați fost și în alte țări și ați supervizat probabil procesele electorale. Ați văzut cum apar buletine de vot în alte țări simple. Pe o singură pagină, într-o singură privire, poți să vezi într-un număr de candidați cine a câștigat. Nu ai nevoie să dai, când faci o verificare, să verifici ca într-un ziar fiecare buletin. Eu n-am nimic împotrivit să fie camere de luat vederi în toate secțiile, să supravegheze fiecare colț non-stop ca să vedem cum sunt se acum, dar nu ajută. Absolut. Dacă punem la bacalaureat pentru elevi camere de la vederi, nu văd de ce n-am pune în și caz, bun. Tableta STS care face chestia asta. Tableta face niște lucruri, dar nu face tot ce fac oamenii din secții pe acolo. Nu vreți să schimbăm buletinul de vot, nu vreți să mai digitalizăm, nu vreți vot prin corespondență. Facem orice, dar începând de anul viitor, pentru că anul ăsta nu putem modifica legea în cursul până procesului. Până și ANAF-ul și nu am reușit să digitalizăm asta. Domnule deputat, președintele AEP-ului zice ce treabă are autoritatea electorală permanentă, noi avem alte treburi. Aici e o chestiune descentralizată. Sunt birourile, sunt lucruri din astea. Nu putem noi să controlăm. Și eu vă întreb acum, totuși când tu stai așa la vârful instituției și te uiți olimpian așa la ce se întâmplă undeva la poale și zici, domne, ăla de la primărie n-a asigurat spațiul, au stat aia pe trepte, nu știu cine n-a venit cu apa, altul n-a venit cu sacii, nu știu ce fac ea cu renumărarea, nu-i treaba mea, totul e așa, o din asta și dăm după aia o circulară și zicem, e hai, dacă tot v-ați oprit, deși e ilegal, dau și eu ceva ilegal și vă zic că aici merge. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră și cred că la fiecare rând de alegeri ar trebui să învățăm câte ceva și autoritatea electorală permanentă cred că ar trebui să vadă ce n-a funcționat bine, ce putem să corectăm. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră și am văzut asta în practică. Sunt foarte multe decizii care se lasă la mâna biroului electoral de circunscripție, după aceea la biroul electoral județean, unde există această procedură, din păcate, în care un partid riscă pentru democrație, până la urmă, să aibă mai mulți reprezentanți. Și acolo să decidă o majoritate care poate să nu fie conformă. Sigur, după aceea merge în instanță, s-ar putea câteodată să fie tardiv. Mai mult decât atât, legislația trebuie să recunoaștem în anumite situații, eu nu mă refer la sectorul 1, aici părerea mea că e o situație jenantă, modul în care se agață doamna Clotilde Armand e foarte clar. În repet, fază, e aproape aceeași speță și la sectorul 2. E mai puțin vocal primarul de acolo și mai puțin tam-tam în jurul subiectului, dar e fix aceeași poveste. Se concentrează pe numărare, se concentrează pe procesul electoral și nu stau să comenteze foarte mult. De asta spun că doamna Clotilde Armand cred că trebuia să fie mai vocală în timpul mandatului, să demonstreze mai multe lucruri pentru cetățeni, pentru că acum și moral, cred că doamna Armand a pierdut alegerile la sectorul 1 și ceea ce face, din punctul meu de vedere, dai o părere personală. Dați-mi voie să continui. Cred că legislația însă trebuie schimbată. Și vă dau un exemplu pe care l-am întâlnit, care e lăsat oarecum la voia întâmplării. Urna mobilă. Iese din secția de votare la ora 14. Merge peste tot și conform legii trebuie să întoarcă la ora 22. Am avut o situație în care s-a întors la 22:07. Evident că cei de acolo au făcut un scut uman, au fost și niște filmări live, deci de asta vă spun, sunt situații mult mai complicate. Și au spus, domnule, nu mai permitem intrarea urnei mobile. Au venit jandarmii, deci sunteți de acord cu chestiunea asta. Cu toate astea, deci sunteți de acord aici, cu toate astea s-au făcut reclamație, biroul electoral de acolo, local, nu știa ce să facă, a întrebat Beju la fel, spunea domnule, conform legii nu se dă voie, s-a întrebat Becu și de la Bec s-a dat circulară, o dispensă. Sau dispensă, în care, nu știu cum vreți, în care spune că legea de fapt este interpretabilă și că doar o recomandare. E doar o recomandare. Deci lucrurile astea, domnul Cazanciuc, știți bine că sunteți expert pe zona aceasta de drept, de legislație. Lucrurile acestea nu trebuie lăsate la interpretarea unuia sau altuia. Trebuie stabilite niște praguri foarte clare și trebuie ca instanțele să decide imediat, pentru că după aceea lucrurile sunt tardive. Bun. Și pot să mai dau foarte multe exemple. Asta la o parte, acum dacă e să ne uităm Vladimir Ionașchi la permiteți, nu mai puțin, dar ca să termin. În comuna respectivă, să știți, că erau 36 de voturi în comuna Bogdana, în județul Telor, mai erau 36 de voturi în urma mobilă, care au schimbat rezultatul alegerilor. Asta este mai trist. Deci un orașul Bolintin, spunea domnul Pălărie de Giurgiu, un orașul Bolintin Vale din Giurgiu, un candidat a primit un buletin de vot, gata, ștampilat. Noroc că cei de acolo din secție au văzut acest lucru, au cerut anularea buletinului de vot și reprezentantul nostru din secție a cerut verificarea tuturor buletinilor de vot din acel teanc. Ce să vezi, biroul secției a decis că nu e cazul.
Da. Evident că am făcut penal la poliția în secunda 2. Ciudățenii... Dar, într-adevăr, e o ciudățenie faptul că decide cineva politic, în ciuda evidenței, un lucru de bun simț. Nu, dacă ai găsit un buletin gata votat într-un teanc, nu e de bun simț să verifici tot ce este acolo. Trebuia chemată poliția. Au decis. Atunci. Trebuia asta chemată poliția pentru fals. Da, asta și făcut, da. Bănesc că nu vorbiți despre ștampila de control, ci vorbiți despre ștampila de votat. Votat pentru un partid. Bun, acum, dacă e să ne uităm un pic dincolo de chestiunile astea tehnice, Vladimir Ionaș, la scoruri, ce ne imaginăm? Că Negoiță, Liviu Negoiță și Dan Tudorache au luat voturi de la Clotilde Armand? Cumva tot de la Tuță probabil că le-au luat, nu? Evident, da. La domnul asta apropo de scorurile... De ce a candidat? Că oricum se lăuda că are 20 ceva la sută. Era clar că n-are nicio șansă, dar nu știu de ce a candidat. Că era clar că n-are rupe din voturile anti-Clotilde Armand. Era cât se poate de logic. Dar, repet, asta e decizia fiecăruia de ce intră într-o cursă electorală sau nu. Am văzut că unii îl dădeau foarte sus și poate a spera că o să câștige alegerile, da? Nu era cazul. Repet, nu știu care sunt resorturile care împing pe unii și pe alții să candideze în momentul în care cât se poate declar că acea candidatură rupe mai mult din publicul anti sau pro, depinde de ce parte ești tu candidat. La sectorul 1, eu repet, doamna Clotilde Armand face astăzi ce a făcut domnul Tudorache acum 4 ani. Când USR-ul zicea că ce face domnul Tudorache e penibil, acum o aplaudă pe doamna Clotilde. Adică e o chestiune în asta. Nu știu, mie mi se pare incredibil că nu putem să organizăm niște alegeri așa cum ar trebui, să nu mai avem astfel de imagini. Avem o lege, da, cât se poate de e clară. E scandalul momentului și nu e undeva în vreun colț de țară, e aici în inima capitalei. Da, ne întoarcem imediat. Eu asta nu înțeleg, dacă se fură așa ușor voturi, cum de a ieși domnul Viziteu la Bacău fără probleme, domnul Friz la Timișoara, acolo nu se fură? Au ieșit 3400 de primari. Și cu secțiile alea mici, nu? Erau pe sectorul 1? Da, haideți să analizăm. Nu vă întreb cu secția aia mică unde nu se ridicau, era un sectorul 1? Sectorul 6. Nu, mă gândeam că în sectorul 1 că știu că primăria... Bun, ne întoarcem imediat, doamnelor și domnilor, vedem ce spune și președintele despre această rundă de alegeri, plus calculele care încep să se facă acum între PSD și PNL, dar probabil și în opoziția care e buimacă în acest moment în legătură cu candidaturile la prezidențiale. Rămâneți cu noi! După părerea mea, chiar dacă au fost câteva incidente, alegerile s-au desfășurat bine. Iar rezultatele vorbesc de la sine. Vă amintiți că a fost multă dezbatere în spațiul public dacă această coaliție este bună pentru România sau nu. Cred că de data aceasta am primit un răspuns chiar de la alegători care, în proporție foarte mare, aproape 50%, au votat lista comună prezentată de coaliție. Considerați că PSD și PNL pot merge în alianță și la alegerile parlamentare și pot avea un candidat comun la prezidențiale? Premierul Ciolacu spune că în principiu da, dar PSD a câștigat alegerile, deci este îndreptățit să dea candidatul la prezidențial. Este aceasta o chestiune care trebuie lămurită în interiorul coaliției și chiar dacă aș avea o opinie în această chestiune, nu cred că ar fi corect să mi-o spun public. Da, președintele e mulțumit, dar Victor Ponta vine cu o teorie interesantă. Mare păcat că PSD-ul a salvat PNL-ul la europarlamentare. Nici o faptă bună nu rămâne nepedepsită, avertizează domnul Ponta. Sunteți de acord cu la ce se poate referi chestia? Aș prefera să îl citesc pe președintele Iohannis, am propria opinie, dar nu vreau să mă exprim acum. Sigur că sunt nemulțumit pentru că n-au fost comportamente fair play în această campanie, chiar dacă una peste alta, să spunem, a fost poate mai decentă ca altă dată, dar au fost niște excese în anumite locuri și în campanie și înainte, care n-au cum să nu aibă urmări în perioada următoare în discuțiile despre viitorul politic. Adică trebuie pus o linie roșie undeva. Ești în coaliție, trebuie să ai un mai tip de comportament. Nu-ți convine, ești liber să pleci în altă parte. Dar trebuie să respecti regula unui parteneriat onest până la urmă. Da, Ioana, Victor Ponta zice că blatul, de fapt, care s-a făcut aici a fost pentru a-l ține lider pe Nicolae Ciucă. Și, mă rog, mai speculează Victor Ponta în legătură cu ce se va întâmpla la prezidențiale. O să discutăm imediat.
o decizie greșită a PSD-ului să meargă cu PNL-ul? Victor Ponta zice că exact invers trebuia să faci, să mergi cu liste diferite la europarlamentare și la București cu listă comună. Acum, nu știu, domnul Ponta s-a despărțit de domnul Simion sau nu, ca să-mi dau seama din ce calitate politică și din ce om vorbește, că nu mi-e foarte clar. Dar, pare că din calitatea de mare susținător al lui Marcel Ciolacu, că îl laudă pentru rezultatele foarte bune. Peste acest aspect, până la urmă, da, a fost foarte important pentru PNL faptul că a fost susținut de PSD. Însă PSD n-a făcut-o de suflet bun, PSD-ul a făcut-o pragmatic, pentru că dacă, știți, ca un avion cu două motoare, dacă unul dintre motoare cade, sigur, aterizezi și cu un motor, dar bine, ca pilot nu ție, și pilot era Ciolacu. E nevoie, PSD-ul avea nevoie de un PNL viabil și mai ales avea nevoie de un PNL condus de acest personaj foarte comod pentru PSD și pentru Marcel Ciolacu, căruia domnul Ciolacu nu mă îndoiesc că i-ar încredința și ieri, nu mâine, ieri i-ar fi încredințat candidatura la prezidențiale în schimbul susținerii pentru funcția de premier, dar ce să vezi, PSD este un partid cu orgolii mari, vom vorbi, înțeleg, în ora a doua despre, că și aici sunt niște scenarii foarte interesante și niște amenințări foarte interesante, da, care se fac. Deci nu, PSD n-a făcut de suflet bun ce a făcut. A făcut-o interesat, plus de asta ce au zis mami și tati, că eu tot n-am înțeles. Ezra și Bogdan, că le-a zis mami și tati. Deci înțeleg că nici măcar n-a fost o decizie a celor două partide. A fost al mami și al tati, nu știu cine e mami, nu știu cine e tati, dar mă rog să nu intrăm în aceste... Da, ce rămâne după povestea asta este că și Gabriela Firea și Sebastian Burduja au făcut la București, la candidaturile astea, mult sub scorul partidelor lor. Cine o să plătească la PNL, de pildă, pentru eșecul ăsta? Domnul Burduja, înțeleg că rămâne președinte la PNL București. Bine, mersi. Eu vă repet, nu știu dacă a fost luată vreo decizie. Zilele acestea am stat să numărăm voturile și să ne asigurăm că lucrurile, procesul electoral se duce așa cum s-a desfășurat până la capăt, bine. Cred că vremea analizelor va fi în perioada imediat următoare, nu acum. Deci nu pot să estimez dacă va fi o decizie, în ce sens. Pot să vă spun doar că Sebastian Burduja a făcut tot posibilul, s-a luptat, a venit cu un program coerent, multe lucruri pe care le-a pus pe masă. Ăsta a fost rezultatul. Oamenii au vrut altceva și respectăm, spre o deosebire de alți competitori care nu respectă decizia electoratului. Acum, vis-a-vis de declarația pe care a făcut-o Victor Ponta, eu cred că ea face parte dintr-un joc de șah care trebuie să recunoaștem că se joacă în perspectiva alegerilor prezidențiale. Ia, care este un joc de șah. Nu putem să știm deocamdată care va fi finalul. Păi nu, finalul dar, nu, dar cine ce vizează, ca să zic așa? Evident că am terminat alegerile locale și ne pregătim pentru alegerile prezidențiale. Dacă ar fi să ne uităm în trecut atunci când s-a vorbit de alegeri prezidențiale în septembrie și dăm timpul înapoi, trebuie să fim conștienți că în 15 august începe campania electorală, în 15 iulie campania, pre-campania electorală. Ca atare, în câteva zile va trebui să avem forurile de conducere să desemnăm candidații, fiecare partid în parte. Și cred că declarația domnului Ponta este într-un joc de șah pentru poziționarea la alegerile prezidențiale. Cine va fi candidatul? Lucrurile s-au, dintr-o anumită perspectivă, astăzi s-au limpezit. Din câte am înțeles, declarația președintelui Ciucă, care a spus foarte clar că nu vom avea candidat comun pentru alegerile, și cred că asta este o declarație, cum să spun, foarte serioasă. Nici dacă PSD-ul zice, hai domne, că îl susține și noi pe Ciucă, nu refuzați oferta sau cum? Eu n-am auzit această nuanță. Nu, cred că ceea ce a spus președintele Ciucă este că PNL-ul va avea candidat neapărat pentru alegeri. Asta tot auzim, sigur. Și cred că este, cum să spun, este logic să se întâmple așa, fie că va fi candidat, cum asta nu știu să vă spun sau nu, pentru că dacă vă uitați la aceste alegeri, sigur că în partea, chiar dacă se supără colegul nostru, Dreapta Unită, USR, au luat un rezultat foarte prost, care a dus la demisia președintelui, domnul Drulă. Deci, dar și cu aceste lucruri, totuși sunt foarte mulți oameni, mult mai mulți oameni de dreapta, care ar vota un candidat de dreapta decât oameni de stânga care să voteze un candidat de stânga. Deci, dacă punem toate partidele la un loc, și logica ne-a arătat că în turul 2 întotdeauna oamenii au votat în special un candidat de dreapta. Mai ales dacă este un candidat așa cum se profilează domnul Ciucă, care a crescut foarte mult în ultimul timp și care are un grad de acceptare enorm de mare, în primul rând în partid,
Și după aceea, eu cred că și în zona de electorat, cred că declarațiile sunt în această zonă de poziționare, astfel încât să capitalizeze într-o parte sau alta. Dar, din punctul nostru de vedere, dincolo de declarații și cu asta închei, lucrurile sunt clare. Eu cred că după 20 de ani, românii știu foarte bine ce înseamnă candidat de dreapta. Așa că eu am încredere mai degrabă în românii, că știu să se aleagă, nu neapărat ce le spun partidele, să facă ce turul 2. Dar bagaj are PSD-ul, nu? Cu odată ajuns în turul 2... Eu știu ce bagaj de bună guvernare are PSD-ul, domnul Mușat, în vremuri complicate. Da, Ioana, spuneai? Am o întrebare, că tot se vorbea despre jocuri de șah și poate chiar de mat. Este adevărat, domnilor, din PSD și PNL, amândoi reprezentanți aici, că PSD ar fi pus PNL în fața unei alegeri foarte interesante, și anume, dacă nu acceptați să ne susțineți candidatul propriu, în speță pe domnul Ciolacu, facem tandem Ciolacu premier, Joană președinte, și îl recuperăm pe Joană. Și rămâneți pe din afară? E adevărată această informație? Eu am o confirmată din două surse independente. Eu n-am această informație sub nicio formă și nu cred că se discută în astfel de termeni. Mai mult decât atât, ca să continui ceea ce se spunea mai devreme, eu cred că decizia de comasare chiar a avut la bază ceea ce vedeți că s-a întâmplat în Europa. Uitați-vă ce s-a întâmplat în Franța cu partidele extremiste sau cum vreți să le spuneți, uitați ce s-a întâmplat în Belgia scurt, și uitați-vă ce s-a întâmplat chiar și în România, unde doamna Șușoacă a intrat în Parlamentul European. Răspunsul noastră la Cazanciuc e tot nu. Sursele independente nu sunt nici din PNL, nici din PSD, că altfel nu erau independente una de cealaltă. Deci, nu cred, n-am auzut un asemenea scenariu și atunci de ce ne-am pierdut timpul cu un asemenea scenariu? Nu cred. Mai ales că domnul Ciolacu a avut niște declarații foarte clare, referitoare. Ați cu surse, dar nici să negați, nici să afirmați. Referitoare la parcursul domnului Joană. Nu s-a auzit. Ioana, te rog. Eu cred că domnul Joana nu va candida, dacă mă întrebați pe mine. Ioana ne explică. Domnul Joana nu va candida deloc, în opinia dumneavoastră? Eu cred că nu va candida. Pentru că ne-a spus președintele României, domnul Băsescu, fie numele lăudat, că sunt niște casete care o să-l împiedice pe domnul Joana să candideze. Așa a spus domnul Băsescu zilele trecute, la o televiziune. Păi, de când l-a ascultat pe președintele Băsescu? Da. Eu cred aici, cred că domnul Joană va candida oricum și eu cred că și dacă ar fi un tandem, cum spunea doamna Dojoiu, și respect și sursele, în primul rând, și opinia, eu cred că domnul Ciucă nu are de ce să se teamă, pentru că va avea un singur candidat, nu neapărat doi. Bun, stați că vorbim imediat pentru că doi l-ar fi deci candidații în detaliu, domnul... Vladimir Ionaș e greșeala PSD-ului, vi se pare? Asta cu i-au favorizat, i-au ajutat pe peneliști și după aia o să le explodeze în față. E analiza domnului Ponta, eu respect, din punctul meu de vedere, e o asumare politică. Cele două partide au luat această decizie, da, și au asumat-o politică, au venit în fața electoratului. Cred că a fost o decizie corectă, dacă ne uităm la rezultate. Pentru România, corectă. Da, mai departe, eu am spus de două săptămâni, România va avea un rezultat care va fi, din punctul de vedere al stabilității și al sperietorii ăștia referitoare la partide extremiste și așa, un rezultat foarte ok față de alte state. Da, mai are o teorie foarte interesantă, vă spuneam, Victor Ponta, merită discutată, are legătură direct cu nume și prenume cu candidații la președinție. O să vedem și în ce constau aceste negocieri care au început astăzi între Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, privind ce se întâmplă mai departe, toate scenariile imediat aici în actualitate. Rămâneți cu noi!